special. Noi suntem echipa surpriz la domiciliu și știm că tu ești o măgeată astăzi, da? Așa, câți ani ai împlinit? 5 ani! Ia uite, am pentru tine așa balonașe. Iepurașul are un ursuleț pentru tine și unul pentru surioară. Unde s-a ascuns ea? Îl dau iau, da. Dacă suntem de iepuraș. Așa. Și un tort am pentru voi, îl pun pe masă. Sorin, de la cine e surpriza? Cum crezi? Din partea cui e surpriza? Pentru tine, sigur, dar de la cine? Cine a trimis? Cine a cumpărat baloanele? Cum tu crezi? Îți spun eu? Tăticu, el are și mesaj pentru tine. Dragul meu, iubitul meu fiu, azi este o zi importantă, o sărbătoare, nu doar pentru tine, ci și pentru mine. În această zi ai apărut pe lume, iar eu îți sunt recunoscător pentru asta. Îți doresc să fii puternic, liniștit, bun. Îți doresc să împarți lumii calmitate și încredere, iar oamenii să-ți răspundă cu bunătate, atenție și dragoste. Îți doresc succes și cele mai sigure drumuri, să nu întâlnești spini în cale, iar victorile tale să cunoască mereu laurii. Îți doresc să ieși învingător din orice situație, dar să nu uiți niciodată de onoare și demnitate. Știi că mă voi mândri mereu cu tine, pentru că ești bun și educat. Rugăciunea mea de tată te va ajuta să treci cu bine peste toate greutățile vieții. De ziua ta îți doresc ca în fiecare zi să ai parte de cer senin, ani frumoși, fiecare noapte de stele și când va cădea vreo stea, dorința pe care să o pui să devină realitate. Fie ca ziua de azi să fie cea mai fericită din viața ta, iar cea de mâine mai fericită decât cea de azi. Sănătate și succes în toate! La mulți ani, scumpul meu fiu! Ține fericitare! Așa, uite, în felicitare. Spune-te de cu ceva, spui? Uite aici la cameră și spune-i lui tata ceva. Mulțumesc. Tu dor de tata? Tăticu, ți-i dor? Multă, multă sănătate, să crească mare, să o ajute și pe bunica, când ea pe bunica e greu. Și bunica, acum cât e mică, l-a ajută de preț. L-a duce la grădiniță, l-a duce. Vreau să fie un copil educat și foarte cu minte. Atât, am mulți ani. Ce spui la bunica? Mulțumesc! Mai tare! Tare, mami, nu te rușine! Mulțumesc! Bravo! Sorinel, poți deschizi ochii și fugi la portiță și vezi ce tu ai acolo. La seara te-am luat portierului. Ce e asta? O mașină! Ce fel de mașină e asta? Cunoști? Da. Cum se numește? BMW. BMW, așa. Deschizi ușa, urcă. Unde vine și Alina? Alina, făcuța vine încoace. Făcuța, făcuța. Închide, trage, așa. Să punem surora ta. Hai, calcă acolo. Așa. Ia uite, aici este un buton. Hop. Și acum apasă. Așa. Uite înainte. Hop, hop, hop. Hop, hop. În dreapta volanul, așa. Hop. Deschid ușa cu flori în mână și-ți cânt un la mulți ani, nu doar în română. Vrei? Poți schimba noaptea pe zi, pot rata pariul, cânta, zbura, dansa, găti. Și, bineînțeles, distra pe-i tăi, după care strâng și spăl vesela după ei. Vrei? Te pot duce în spate și darurile în mâini. De ziua ta îmi cer iertare eu de la vecin. Am să te fac să râzi cu poftă, tras de urechi în locul tău, bătut cu tortă, iar pe bolte cu numele tău spre curcubeu. Lansăm un zmeu, doar tu și eu. Dar spre dimineață lasă-mă zi drag un pui de somn, indiferent unde am să dorm. Ziua ta, ziua ta, flori în flori, de ziua ta.